Nu, trebuie tare să vorbesc cu microfonul, pentru că suntem aproape. Deci suntem live? Colegi, haideți să începem. Nu contează, e live, da, nu se trebuie. Domnul deputat, colegi. Stimați colegi, astăzi suntem la Orchei, suntem în fața primăriei, în fața primăriei Ege Raionul, care este capturat. Deci cineva pe nume Ilan Șor a furat o țară întreagă ca să cumpere un raion. Adevărul este că dumnealui este principalul organizator a furtului miliardului. Deci acest furt a intrat în istorie și ne-a făcut cunoscuți în întreaga lume. Pentru că a fost posibil ca din sistemul bancar să fie jefuit în ziua amiază mare 1 miliard de euro și împărțit criminal între coți și bandiți. Acești coți își bat joc din noi, de cetățeni, de cei care plătesc taxe și impozite deja de 30 de ani. Ne-au furat și ne prostesc, cumpără oameni. Recent, ieri, în centrul Chișinăului, într-o sală de festivități, au fost organizate furșeturi unde vieții bătrânei, săraci, cu niște pensii mizere, au fost amăgiți cu pirojoace. Așa spuneau oamenii care ieșeau de la această întâlnire. Acest raion care a fost și sper eu că în continuare o să rămână o mândrie națională, pentru că la Orchei avem adevărați patrioți, să se trezească din această corupere cu macaroane, cu hrișcă, cu ulei, cu show ieftin pe la televiziunile plătite de către Ilan Șor. Marea majoritate a primăriilor, Consiliul Raional și inclusiv și primăria orașului Orchei este plină de oamenii care lucrează pentru Șor și avem noi bănuieli rezonabile că acolo primesc oamenii și bani în plic. Și acei bani care îi primesc în plic, la sigur sunt bani din miliardul furat. Toate aceste lucruri care se fac astăzi în Orchei se fac din bani furați. Noi am fi bucuroși dacă aceste lucruri s-ar face din bani cinstiți, din impozitele care se adună. Noi nu avem nimic împotrivă că se face ceva. Noi avem împotrivă atunci când este furată o republică întreagă ca să corupă un singur Orchei. Realitatea este, din acei bani care au fost furați, deci 1 miliard de euro, puteai să faci 50 de orașe ca Orchei. 50, nu 1, dar 50. Deci au făcut un oraș, iar 49 le-au pus în buzunar. Și toată această mizerie s-a întâmplat pentru că Ilan Șor i-a lins papucii lui Plahotniuc. Iar după ce a plecat Plahotniuc, a început să-i lingă papucii lui Dodon. Asta este adevărul. Noi trebuie să spunem clar. Ilan Șor este o slugă a lui Dodon. A fost slugă a lui Filat. A fost slugă a lui Plahotniuc. Iar acum este slugă a lui Dodon. Cine următorul va acapara puterea în Republica Moldova, sunt absolut convins că Ilan Șor își va trimite primișii, slugoii, ca să înceapă să lingă următorii papuci. Noi nu trebuie să acceptăm astfel de batjocuri. Se amână, fiecare ședință de judecată se amână din motive inexplicabile, din motive ieftine. Ca Ilan Șor să stea la primărie, în Parlament, dar acum a plecat din Republica Moldova după ce a plecat și protectorul său, Plahotniuc. Iar ședințele în continuare nu dau nici o roadă. Dumnealui stă în Israel și ne promite că va întoarce banii. Dumnealui a recunoscut că i-a dus cu geanta banii lui Dodon. Și a mituit mai mulți politicieni, printre care și fostul prim-ministru Iurie Leancă, despre care s-a spus că i-a plătit studiile feciorului său. A recunoscut că i-a dus bani cu geanta și lui Filat. Când Filat îl suna și îi solicita bani de chiloți. Astea sunt niște adevăruri
despre care trebuie să vorbim. Consider că locul lui Ilan Șor este la pușcărie, iar justiția impotentă din Republica Moldova a demonstrat deja an la rând că nu are capacitate să pună adevărații hoți la pușcărie. Când este vorba de simpli cetățeni, de oamenii care au furat o găină, 100 de lei sau 10 litri de motorină, acești oameni ajung la pușcărie. Noi nu zicem că furtul mic nu trebuie să fie condamnat. El trebuie să fie condamnat. Dar unde este adevărul? Unde este dreptatea? Când cineva fură o găină și primește 7 ani de pușcărie, iar cineva fură 1 miliard și stă în libertate. Deține raioane întregi. A acaparat acest raion în proporție de 70-80%. Are atâta tupeu, stimați concetățeni, că în sediul primăriei Orchei, deci aici alături, a deschis sediul central din raionul Orchei. Dumnealui face o asociere, primăria, deci administrația publică locală, înseamnă Partidul Șor. Ceea ce a făcut el este o obrăznicie, este ceva inacceptabil. Să deschizi un sediu de partid în sediul primăriei. Este inacceptabil, domnilor. Acest lucru o să-l condamnăm și după ce o să încheiem aici protest, o să mergem și la sediul lor. Din informațiile pe care le deținem, știm că urmează și o provocare. A trimis o armată de babi care o să vină să ne trimite aici provocatori, pentru că ieri am avut provocări, ieri ne-au spart geamul reprezentanții și slugoii lui socialiștilor și comuniștilor în orașul Vadului Vodă. A venit un bețiv reprezentant al Partidului Pace, deci reprezentant al Partidului Cafcaliu, care este și el un slugoi și un executor din ordine a puterii. A puterii lui Dodon și a puterii lui Voronin. Oameni buni, e timpul să ne unim și să spunem, e timpul ca din ea să treacă prutul. E timpul ca aici să facem ordine. Ajunge să fim furați timp de 30 de ani. Ajunge atâta nedreptate. Oamenii nu mai pot. Oamenii nu mai au răbdare să privească cum viitorul copiilor noștri este furat. Vreau aici să-i ofer cuvântul unui om care a avut curajul să fie contracandidat lui Ilan Șor. Deci în acest raion, care era acaparat în proporție de 70-80%, toți experții au știut că învingător în această circunscripție o să fie Ilan Șor. Pentru că puterea a tolerat toate culoacele pe care le-a împrăștiat în Republică. În această circunscripție, oamenii pe liste primeau pliculețe. Aceste lucruri au fost documentate, numai că check și autoritățile centrale dau din umeri, pentru că ei nu vor să vadă hoția, nu vor dreptate, nu vor să piardă puterea. O să-i ofer cuvânt domnului Valeriu Muteanu, care a contracandidat într-o luptă foarte crâncenă, în care puterea Dodon, Plahotniuc și Șor a fost la un apogeu de putere. Acum ei simt că pierd putere, dar atunci a fost cel mai mare calvar. Vă rog, domnul Muteanu. Sigur că întrebarea legitimă pe care și-ar spune-o fiecare, de ce am venit la primăria Orchei, dacă știm foarte exact că cel mai probabil Șor nu este în această clădire. Dacă ar fi fost pe bune, atunci trebuia să fim cu toți cu autocarul undeva în centrul orașului Tel Aviv, acolo unde își odihnește oasele acum Ilan Șor, fugit de mânia poporului din Republica Moldova. Cu siguranță nu este fugit de frica justiției, pentru că hoț fiind acesta știe că clemența justiției poate fi cumpărată. Dar cu siguranță nu poate cumpăra așa cum a cumpărat aici la Orchei toată clemența și liniștea tuturor cetățenilor din Republica Moldova, pentru că este imposibil. Oricineva spunea foarte clar că poți să minți în scurt timp foarte multă lume sau pe toată lumea, dar nu poți să minți un popor întreg tot timpul. Și adevărul a ieșit în frunte, dacă vreți, la Ilan Șor.
spuneam și în 2019 și de la 2014 încoace că furtul miliardului este o durere profundă pe corpul Republicii Moldova. Artizanii și partizanii lui Ilan Șor, în special tovarășa Marina Tauber, spune: încetați să mai vorbiți despre furtul miliardului, că nu l-ați avut în buzunar și nu vă deranjează. Vreau doar să vă dau câteva date. În 2004, puterea de cumpărare a leului până la furtul miliardului era cu aproximativ 40% mai mare decât este astăzi. Dacă în 2014, până la furtul miliardului, ați fi putut cumpăra cu 10.000 de lei anumite lucruri, acum probabil o să vă trebuiască 14 sau 15.000 de lei. Am folosit sume destul de mari, probabil trebuia să explic 1.000 și 1.400 ca să înțeleagă chiar fiecare cetățean al Republicii Moldova, pentru că mulți de mult nu au avut atâția bani în buzunar. Efectul cel mai direct și pe care îl resimte fiecare cetățean al Republicii Moldova este ieftinirea profundă a leului și scăderea puterii de cumpărare. Aceasta este efectul pe care l-a făcut Filat, care este părintele adevărat al lui Ilan Șor, care l-a născut, care a dat indicații cum să facă partid, cum să vină aici să candideze la primărie, cum să o acapareze și cum de pe această platformă să murdărească mai departe tot spațiul politic din Republica Moldova. Mi-aduc aminte în alegerile și de ce am venit aici. Pentru că ei au încercat să inoculeze mentalul colectiv o chestie care a mers la nivel local. Au venit și din banii furați au reparat câteva străzi și noi vrem să vă spunem că nu avem un mesaj de supărare pentru cetățenii din orașul Orhei și din raionul Orhei. Sunt oamenii noștri buni, sunt oamenii noștri gospodari, sunt oamenii noștri muncitori, sunt oamenii noștri așa cum îi știm noi de sute de ani și cum îi știm în ultimii 30 de ani aici în Orhei. Da! Trăiesc și plătesc tribut acestui regim banditesc și au fost acaparați pe o scurtă perioadă, cred eu, dar va veni un timp când aceștia vor fi eliberați din prizonieratul lui Șor, al lui Plahotniuc, al lui Filat și altul cot și bandiți în care au fost și vor reveni la normalitate. Pentru că altfel au un voal foarte mare și mulți dintre ei nu văd mai departe decât orașul Orhei. Da, se bucură foarte mult. Și noi înțelegem acest lucru, că se bucură că anumite lucrări din banii furați, chiar dacă 99% înțeleg că sunt din bani furați, se fac anume în localitatea dumnealor. Spuneam și în 2019, formula era următoarea. Partidul, după ce avea sediu în primărie, avea și o sală de ședință închiriată aici, că erau oameni din toată Republica Moldova în primărie și li spălau creier și le arăta cum este în Orhei, așa o să facem în toată Republica Moldova. Iată că n-a fost așa, pentru că ce minciună, minciună rămâne. Noi nu putem să facem compromis cu jumătățile de măsură sau cu minciuna. Ni s-a recomandat să venim în Orhei și să fim cu minței. Să nu spunem nimic de Șor că e iubit aici. Dacă am fi făcut acest lucru, atunci am fi făcut compromis cu propria noastră conștiință. Noi n-am venit la Orhei pentru toate voturile. Am venit în primul rând pentru dreptate, pentru că am considerat mereu și considerăm că adevărul și dreptatea sunt materii supreme, iar noi nu vrem să facem compromis cu aceste lucruri. Fenomenul Șor și tot ceea ce a semănat aici este o chestie efemeră, dar noi trebuie să educăm în cetățenii noștri, în alegătorii noștri dreptatea și eu sunt absolut sigur că nimeni nu acceptă ceea ce s-a făcut în acest triumvirat Plahotniuc, Dodon, Șor, Filată mai avem, nu-i triumvirat, ea că cel puțin patru subiecții avem în acest sens. Consider că Șor a fost decât un executant umil al lui Plahotniuc și al lui Filat în 2014, după care este acum o slugă prea plecată a lui Dodon, pe care l-a servit în 2019 și în 2020 și în 2021, atunci când îi asigura prezența la guvernare. Și acest guvern pe care îl avem astăzi, iarăși este instalat prin voturile infracționale ale grupului parlamentar Șor. Sunt absolut sigur că va trece un an,
2, 3 și lumea va înțelege exact acest, va înțelege exact ceea ce spunem noi, chiar dacă acum sunt supărați și chiar dacă acum cred că de la Șor vine izbăvirea. Și sunt absolut sigur că nu va trece foarte mult timp și Șor cum va scoate capul din sectorul privat, de acolo de unde se află, din Tel Aviv, va fi găsit și va fi adus în Republica Moldova pentru ca să fie judecat. Iar noi trebuie să rămânem stecarea adevărului. Nu trebuie să ne temem de adevăr și respectiv de ceea ce s-a întâmplat, pentru că, Doamne ferește, oamenii din Orhei nu ne vor vota. Eu sunt absolut sigur că în intimitatea lui, fiecare locuitor al orașului, al municipiului Orhei și al raionului Orhei, atunci când rămân cu propria lor conștiință, că atunci când rămân cu icoanele, cu Dumnezeu, cu părinții, înțeleg foarte exact că noi avem dreptate, iar ceea ce li se întâmplă lor și ceea ce se întâmplă Orheiului este un neadevăr. Șor este un coț, trebuie să ajungă la pușcărie, iar noi trebuie să ajutăm pe oameni să înțeleagă acest lucru, chiar dacă în campanie electorală este complicat să faci acest lucru. Îi dau cuvântul în continuare domnului deputat din Parlamentul României. Nu, întrebări nu punem aici. După programul electoral, nu ne vorbiți nimic despre asta. Imediat o să vă vorbim. Îi dăm cuvânt domnului Ciubuc. Bună ziua! Bună ziua, dragi români, stimați orcheieni! Ne-am adunat astăzi în fața unei primării goale, o primărie care este condusă de un hoț care mai mult de un an de zile se află astăzi în Israel, în Tel Aviv, fiind cetățean al Israelului și cetățean al Republicii Moldova. Noi, românii basarabeni, e timpul să tragem un semnal de alarmă și să ne trezim că un mafiot și un bandit ca Șor, care în calitate de director general al Băncii de Economii a pus semnătura pe toate creditele neperformante luate, prin care s-a devalizat miliardul și s-au furat din trei bănci comerciale de Republica Moldova un miliard, împreună cu bandiții de Dodon, Voronin, Plahotniuc și Filat, astăzi îl avem în libertate și se bucură de milioanele și miliardul furat. Trebuie să înțelegem că astăzi Orheiul este construit din banii curați, banii moldovenilor. Tot ce vedem astăzi în Orhei, un oraș frumos, un oraș românesc, care în 1918, după zemstva de la Soroca și de la Pâlți, a votat zemstva de la Orhei, unirea cu România, este un oraș pur românesc, un oraș care trebuie să renască, să renască din punct de vedere spiritual, pentru că suntem români și aici la Orhei. Și faptul că acest criminal și acest hoț, Ilan Șor, prin această primărie goală, prin acești pioni care îi comandă din Israel, a făcut ce a făcut în acest oraș, este din banii dumneavoastră, stimați cetățeni ai Republicii Moldova și ai Orheiului. Nu trebuie să-i atribuim merite unui criminal și unui hoț care se bucură de spinarea acestui popor. Asistăm astăzi într-un ridicol. Autoritățile Republicii Moldova sunt impotente. Se bage la pușcărie și se aresteze pe acest Șor, care este dat în urmărie generală prin Interpol, și arătăm că instituțiile din Republica Moldova nu funcționează. Miza lor este Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne. Cine controlează Procuratura Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Interne controlează statul. Astăzi avem un stat capturat de instituții incompetente și impotente. Ca dovadă, ca drept dovadă, avem eliberat pe Vlad Filat, care astăzi se bucură de libertate, care este complice împreună cu Șor la furtul miliardului. Astăzi îl avem pe Vladimir Plahotniuc, care se bucură de miliardul furat în Miami și în Statele Unite. Iar noi
românii basarabeni, românii din Republica Moldova, cetățenii Republica Moldova, plecăm în fiecare zi, 106 cetățeni pleacă în fiecare zi din Republica Moldova și nu se mai întorc. În total, pe parcursul unui an, pleacă 38.000 de moldoveni. De două ori populația Orheiului. E timpul, oameni buni, să înțelegem că votând Șor, Dodon, socialiștii, comuniștii și blocul Renato Usatui, care este iarăși un personaj controversat, și omul Moscovei în Republica Moldova, nu face nimic altceva decât să vă alungați copiii și nepoții în afara țării. E timpul să ne trezim, e timpul să înțelegem că singura soluție de a scăpare din corupție și arestarea lui Șor este unirea cu România. AUR propune un procuror european, un procuror DNA la conducerea Procuraturii Generale. Singura soluție pentru a băga la pușcărie toți cei care au devalizat miliardul este un procuror independent european. Procurorul șef european este procuror român, Laura Codruța Chiovici, care a băgat la pușcărie 54 demnitari români, cei care au încălcat legea. În comparație cu Republica Moldova, România se respectă legea și cine a încălcat legea și cine fură din banul public stă la pușcărie. De asta vă îndemn pe toți să ne trezim și să punem ștampila pe AUR, să punem ștampila pe un partid românesc care va aduce Republica Moldova un procuror european și îl va băga la pușcărie pe acest hoț criminal care ține capturat această primărie și o conduce din Israel. Vreau să amintesc că pe 3 septembrie Israelul a refuzat extradarea cetățeanului Ilan Șor și își apără cetățenii. Așa trebuie să facă orice stat. Însă în cazul nostru, care acest Șor este cetățean al Republicii Moldova și acest Șor trebuie să răspundă pentru faptele lui în Republica Moldova, aici, la Orhei. Ieșiți la vot, ieșiți la vot pentru copiii dumneavoastră, ieșiți la vot pentru nepoții dumneavoastră ca să rămână aici, la Orhei, ca să rămână aici, în Republica Moldova. Îi dau cuvântul colegii mele, deputată în Parlamentul României și cetățeană Republicii Moldova și candidat pe listele AUR, doamna Raisa Enache. Noi suntem o forță. Am fost o forță în România, suntem o forță acum mai nou și în Republica Moldova. Alianța pentru Unirea Românilor este pentru toți românii, atât din dreapta sau din stânga frutului. Alianța pentru Unirea Românilor nu s-a născut din spuma mării și noi suntem aici pentru o mișcare și un proiect. De fapt, cei care cred în acest proiect nu trebuie să lase toată forța politică care a fost până acum și o forță nu atât de bună. De-aia noi trebuie să luptăm, să avem încredere în noi, pentru că dacă în România s-a putut, se poate și în Republica Moldova. De aceea noi suntem o forță, un proiect care nu s-a născut, cum au spus foarte mulți români, din nimic. Nu am avut susținere doar de pe rețelele de socializare, iar în Republica Moldova, din câte cunosc, avem și o televiziune, avem și un ziar care ne susține, ne încurajează. De aceea vreau să spun că, de fapt, Republica Moldova nu este a mea, nu este a voastră, dar este a urmașilor noștri. De aceea viitorul să pășim cu încredere în viitor și Dumnezeu să ne ajute în proiectul AUR. Doamne ajută! Și cei care ne vedeți pe online. Aici la Orhei se întâmplă în continuare tragedia pe care a suferit-o Republica Moldova în ultimii ani. Ceea ce făcea Prahutniuc în toată Moldova continuă să facă astăzi Șor la Orhei. El și-a instaurat aici o dictatură personală, o dictatură
așa numitului partid, care de fapt este un grup paracriminal și face parte din structura criminală organizată a lui Plahotniuc, Dodon, Voronin și toți ceilalți care au jefuit Moldova. Ei se țin strict pe hoție, pe furt, din banii de la Banca de Economie, de la Banca Socială Unibank, cele trei bănci pe care le-au falimentat, de acolo au adunat, după care merg și până astăzi dau în plic consilierele locale din raionul Orhei, de prin sate, câte 700-1000 de lei pe lună, consilierelor orășenești și raionali, câte 10.000 de lei în plic pe lună, ca să-i țină în robie, ca să-i pune să voteze toate prostiile pe care ei au nevoie. Mai mult decât atât, Procuratura Orhei murează dosarele, dar Procuratura Orhei este la curent cu faptul că o mulțime de bătrâni din raionul Orhei, care primesc acele pensii mizere de pe numele lor, șor, chipurile a donat către Fundația Orhei, din care a făcut străzi și trotuare, 10.000 de lei. Acei bătrâni nici nu știu că din numele lor s-au donat bani pentru diverse lucrări de reparație. Și atunci, despre ce fel de primărie putem vorbi? Despre ce fel de Consiliu Raional, despre ce fel de autorități publice? Ele pur și simplu nu există. Ele nu sunt altceva decât instrumente, unelte, la îndemâna unui grup criminal organizat, care îi folosește pe oameni, folosește sărăcia și deznădejdea lor, strict pentru a consolida o dictatură locală. Asta se întâmplă la Orhei. Dictatura partidului ușor, prin toate căpușele pe care le-a plantat peste tot, inclusiv această căpușă care se găsește chiar în sediul primăriei, sediul partidului Șor, unde o să mergem imediat. Este de neconceput ca un partid să-și aibă sediu în clădirea unei administrații, unei instituții. Doar pe vremea comunismului sovietic, Partidul Comunist Sovietic și cu așa numitul Inspolcom își aveau sediu în aceeași clădire. Dar au trecut 30 de ani de atunci. Și ce îi așteaptă atunci pe locuitorii Orheiului? Da, toți sperăm la o viață mai bună, dar cum o atingem? Dau un singur exemplu, așa numitul capital matern, cu care se laudă Șor la Orhei. 7.000 de lei pentru primul copil și respectiv 10.000 de lei pentru cel de-al doilea copil și următorii. Adică 350 și respectiv 500 de euro. El se laudă cu un asemenea program social de susținere a tinerilor familii. Și vreo 2.000 de familii din Orhei primesc asemenea indemnizații. Bun, indemnizații pentru copii în Moldova sunt praf în ochi aruncat cetățenilor. Facem o simplă comparație. În România, fiecare copil la naștere începe să primească la început 100 de euro, după aceea peste 2 ani 60 de euro și până la vârsta de 18 ani, pe lună mă refer, ajung la alocația în sumă adunată de 10-12 mii de euro, indiferent că este cetățean al României sau este străin. Deci fiecare copil din România, fără să lucreze măcar o zi pentru statul român, primește la împlinirea vârstei de 18 ani 10-12 mii de euro. Spuneți-mi, vă rog, această sumă se compară în vreun fel cu cei 350 sau 500 de euro cu care se laudă Șor la Orhei? Și asta luați din banii furați de la cele trei bănci din furtul miliardului. Sau pensiile pe care le au locuitorii Orheiului și la toată Moldova. 50-60 de euro. Asta e pensia omului de rând din Moldova. După o viață lucrată, după 40-50 de ani, cu alte cuvinte, un pensionar din Orhei sau din toată Moldova, muncind o viață, primește cât primește un copil în România fără să muncească o zi pentru statul român. Copilul din România numai se naște și începe să primească 100 de euro, după aceea alocația merge pe 18 ani. Și pe lângă asta și mama mai primește indemnizații de creșterea copilului. Pe când la noi pensionarii muncesc o viață și nici n-apucă uneori să primească acea pensie mizeră care, spuneam, se compară numai cu alocația pentru copii din România. Că în România pensiile încep de la 200 de euro, salariile de la 500 de euro, investițiile în primării și în orașe și în toată România se cifrează la milioane și miliarde de euro.
80 de miliarde de euro vor fi alocați României pentru recuperarea de pe urma pandemiei. La noi se discută despre 600 milioane euro pe următorii 4 ani, din care 200 din start se scad pentru monitorizare. Da, rămân 400. Dar pentru asta încă trebuie forțele pro-europene să câștige alegerile. Pe când în România sunt planificați acești bani. 80 de miliarde. Dacă am luat doar și am face o proporție, Republica Moldova, România, ca populație, ca suprafață, atunci, dacă României revin 80 de miliarde la 20 de milioane de populație, nu ar trebui să ne revină 12-13 miliarde euro la ai noștri 2 milioane, 3 milioane de cetățeni. Noi ce primim? Maxim 600, din care rămân 400, adică de vreo 25-30 de ori mai puțin decât o să revină pe cap de locuitor din Gol de Prut. Care sunt șansele? Care sunt perspectivele? De aceea, nu doar că trebuie să scăpăm de hoți, dar trebuie să mergem cu soluția România. Trebuie să reușim să facem reîntregirea, să facem unirea, pentru că astfel cetățenii noștri vor putea prinde o viață mai bună și cei care sunt astăzi generațiile actuale în viață și în putere. Iar copiii vor putea beneficia cu adevărat de un viitor. Altfel, ei cum sunt condamnați aici la sărăcie și hoție, cu elemente precum este acest șor, fugit la fel ca Plahotniuc, că dacă n-ar avea nimic pe conștiință, ar fi aici și ar ieși și la protest. Dar haideți să mergem la sediul de partid al lor. Felul acesta vom vedea cum și-a montat el sediul de partid chiar în sediul primăriei, ceea ce este în totalitate ilegal. Ori riscul acestor alegeri este ori rămân hoții la putere și șor se întoarce, pentru că acei hoți îi vor permite să se întoarcă, ei sunt mână în mână, și este vorba despre Dodon, este vorba despre Usatăi, Plahotniuc, Platon și toți ceilalți din cei care ne-au furat în toți acești ani, șor împreună cu ei, și respectiv ei îi vor permite ca el să-și facă mendrele mai departe și dictatura în Orhei, sau puterea o vom avea cei de dreapta, unioniștii, sub flamura AUR, împreună cu ceilalți care vor direcția vest a Republicii Moldova până la unirea cu România, și astfel, treptat, îi alungăm pe toți hoții din Moldova. Asta este șansa alegerilor din 11 iulie 2021. De aceea, toți cei care sunteți din Orhei, din toată Moldova, din diaspora, veniți la vot pe 11 iulie, votați AUR, alegeți AUR, alegeți România, votați AUR și în felul acesta vom învinge. Mulțumim! În același context, stimați colegi, trăim vremuri irepetabile, improbabile, probabil, fiindcă aici avem primăria câștigată de un bandit pe timpul statului capturat, iar banditul nu-l căutăm și nu-l putem găsi. Noi îl putem găsi chiar astăzi, sigur, virtual. Îl putem găsi pe panourile Ministerului de Interne. Acolo este dat căutat internațional. Putem să-l găsim, sunt pe toate panourile. În engleză s-ar numi wanted. În rusește cum? Vrozăske. On dan vrozăske. E voi ieșit miliția, nu? Cum era pe timpul sovietic. Dodon este acum tutorele lui, dar banditul este dat în căutare. Eu sunt dintr-un sat de aici, nu departe, acum e în raionul Rezina, dar am fost și în raionul Orhei, în copilărea mea, satul Cuizăuca a fost în raionul Orhei. Iar înainte de a veni sovietici ca să ne împartă în raioane, aici a fost Ținutul Orhei. Ținutul Orhei a fost plin de sate de răzăși. Oameni care luptau în cetele lui Ștefan cel Mare, pe timpuri, la Podul Înalt, marele eveniment care și acum ne înalță și ne poartă gloria. Eu zic că tot ce s-a întâmplat anii ăștia în Orhei este o mare tragedie. O mare tragedie. Nu este vinovat orheianul, nu este vinovat răzășul de aici, este vinovat regimul care a permis ca bandiții să vină la putere și să-i cumpere pe cei săraci. Puterea sovietică a făcut proletari
iar statul capturat al lui Plahotniuc, Dodon, Șor, au făcut lumpmen, oameni fără conștiință, fără identitate, oameni care se dau foarte ușor cumpărați. Eu ca orheian, care mă socot, ca răzeș, ca fecior de răzeș, chem orheienii, acum, în acest an 2021, să-și reabiliteze imaginea, demnitatea, să revină la cele demne de strămoșilor. Este actul care la 11 iulie se poate întâmpla. Restabiliți-vă, reabilitați-vă numele de răzăș orheian, de român adevărat, cel care a luptat pentru adevărata independență și suveranitate a statului, nu pentru cea care este acum în slujba imperialismului nou rusesc, care este patronat și este dus prin mâinile lui Dodon, Voronin, și iată apare și alte mici stele ale rusismului contemporan, cum este Usatăi. Eu chem orheienii, neamul nostru dintotdeauna, oameni buni, reveniți-vă, faceți actul care este așteptat de întreaga Republică, care vă iubește și în anii 90 v-a urmat în drumul spre capitala, acolo unde a venit independența. Rușine, Șor, Șor la pușcărie. Dați să facem o dedicație lui Șor, pentru că a venit și poliția să ne amindeze. La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Da, ia mai fără boxe, fără boxe. Haideți, vă rog frumos, la sediu să-i aducem câteva adresări. Deci, nu a durat mult. Nu a durat mult, cred că o să mergem și... Așa. La pușcărie! La pușcărie! Nu, azi, așa. La pușcărie! 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 Așa? Apărați legea, nu bandiții. Unde este blocat? Uitați-vă cum trec mașinile. Noi am oprit, scoboare, oameni sur și înapoi. V-a trimis Șor? Cine v-a trimis? Nu, haideți să vorbim frumos. De-a nu s-a oprit, el a staționat. El a staționat ca să ne coborâm noi. Domnilor polițiști, eu știu care e treaba aici la Orhei. Haideți, vă rog frumos, să găsăm... Asta nu e parcare, pentru că domnul este în preajmă. Deci asta nu e parcare, este staționare. Nu a făcut absolut nimic. Care este diferența dintre parcare și staționare? Domnule polițist, îmi spuneți, vă rog, diferența? Ce este parcare și ce este staționare? Pentru ce puneți amendă? Pentru staționare sau pentru parcare? Domnilor, pentru ce puneți amendă? Spuneți. Dar spuneți, vă rog frumos, vă vede o țară întreagă. Pentru că noi considerăm că faceți un abuz asupra oamenilor. Pentru că sunteți aici la cheremul lui Dodon, lui Plahotniuc și lui Șor. Și asta e executat, este în ordine. Mai înainte. Uitați-vă semnul. Acolo este semnul. Semnul este înainte, nu în spate. Staționarea este permisă, domnule, citiți legea. Unde? Unde? Este interzis staționarea? Staționarea sau parcarea? Ce este interzis, staționarea sau parcare? Eu autobuzul de alușor am văzut aici am toată ziua mai șed autobuzul de alușor mai aici. Ia oameni de orhie, noi toată ziua mai. Eu arăt 100 de autobuze și niciodată voi nu le-ați amendat. Eu vă arăt autobuzul de 100 de ori oprit, iată alușor. Măcar și ei săi ăștia voi. Iată. Iată, eu vă arăt și mi-a arătat mie amendă. Eu am participat aici în 2019 la alegeri. Hoții! 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 Poliția e cu hoții! Poliția e cu hoții! Poliția e cu hoții! Poliția e cu hoții!
Deci, doamnelor și domnilor, pentru oprire la debarcare am fost, suntem amendați. Ilegal al partidului Șor de Morhei. Uitați-vă unde este semnul, arată, filmează-te rog frumos unde este semnul. Deci acolo este, deci de la acest semn și până la acest semn este interzisă parcarea. Acolo este perfect legal, acolo au stopat sute și mii de autocare și de autobuse al lui Șor. Acum noi suntem abuziv amendați pentru că domnii execută ordine. Da, în fiecare zi aici staționează... Nu există semn de interzicere. Nu este niciun fel de semn. Fără spălare, nu vă spălați. Unde arată? Mergeți, vă rog frumos, să arătați semnul. Haideți, semnul. Haideți, domnilor, să arătați semnul. Vă rog, arătați-mi semnul. Arătați-mi semnul. Arătați-mi semnul, hai. Semnul este numai aici, în fața, în partea cealaltă nu-i semn. Arătați-mi semnul, ca să nu vă credeți. Noi suntem până la șef. Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Unde? Da, nu e adevărat. La intrare în curte spune trecere de pieton, domnule. La intrare în curte spune trecere de pietoni. Spuneți, vă rog frumos, o curte în Republica Moldova unde este trecere de pietoni. La intrare în curte. Nu este așa ceva. Semnul funcționează. Ia ca aici trebuia să fie semnul. Ia ca de aici, domnule, de la intersecție de aici. De aici. De aici trebuie să fie intersecție. Aici este semn, cedează trecerea. Și el își pierde valoarea atunci când intervine o intersecție. Ia uite ce lași. Domnul Munteanu, el semnul acolo trebuie să fie, pentru că intervine intersecție de acolo, acolo trebuie să fie. Aceea ce arată, el funcționează până aici. Domnul polițist, nu merge încolo, nu merge încolo. Domnul Munteanu, semnul ăsta, deci indicatorul dat are valoare până aici, până aici. Evident, pentru tronsonul acela trebuie să fie instalat aici. Dragi fiecare, uitați-vă, vă rog frumos, dacă haideți să ne luăm. Uitați, oameni buni, doar voi vă pșepiți mai bine decât altcineva. Noi avem o intersecție, până la intersecția asta cu adevărat nu era voie să parcăm. După intersecție, dar în fața primăriei nu este interzis. Din cauza că Șor, în afară de semnul Șor, nu permite niciun semn altul. Dacă el ești la Șor, atunci poți. Adică el absolut abuziv. Absolut abuziv. Domnul polițist, dumneavoastră știți că de aici, aici trebuia să fie semnul. Aici, la intersecție. Este absolut descalificat. Domnul polițist, noi înțelegem că sunteți obligați să executați unele ordini, dar vedeți dumneavoastră că este o nedreptate. Deci este într-adevăr o nedreptate, pentru că aici sunt sute și mii de autocare care parchează, staționează, sunt duși aici la sediu Șor. Și acum poliția pe noi ne amendează pentru că noi nu am parcat, am staționat. Șoferul era la volanul autobuzului. Deci este pus semnalul de avare, motorul este pornit, deci a stopat doar pentru debarcare. Deci semnul... De ce? O secundă. Domn polițist, pot să vă dau o întrebare? Vă rog, o întrebare. Dar de ce aici s-a mai pus în consemn? De ce s-a mai pus aici în consemn? Dacă asta e intersecție, corect? Dacă asta e intersecție, și încă o dată e pus iarăși încă. De ce nu-i dus până dacă asta nu e intersecție, dacă asta e intrare, dacă asta e intrare în curte. De ce s-a mai pus aici un semn? Oameni buni, noi nu toți suntem șoferi. Un milion de oameni din Republica Moldova conduc autoturisme. Șoferul lor e Ilan Șor. Domnilor, încă o dată explicați-mi... Nu, domnul polițist, nu, vă rog frumos, explicați-mi pentru ce este acest semn, următorul, pentru ce? Domnul polițist, explicați-mi... Dacă asta nu e intersecție, deși s-a mai pus... Pentru ce următorul semn? Nu, dumneavoastră vă faceți foarte bine, nu vă dați, dacă îmi spuneți... Acestea sunt ordine criminale. Acestea sunt ordine patitești. Nu, noi să-l contestăm, a scrim 100 de martori că ne abuzează... Nedreptate! 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 Poliție, dacă am trebat să urci care să fie. Trebuie să luăm un intervit la ușă să fie.
Cum credeți, domnule polițiști, execută ordinele lui Șor? Înainte de toate ei au parcat neregulamentar. Da, dar dumneavoastră nu nimic ați parcat pe contrasens? Neregulamentar. Dumneavoastră vedeți, sunteți pe... Nu contează. Semnul la care faci referire... Noi doar aveam acolo... Pacționării trebuie să aibă o tăbliță mai jos. Că 500 de metri, 50 de metri, dar el nu i-a arătat nimic, adică e până la prima intersecție. Adevărat, și de la intersecția asta până acolo, dar aici în fața primăriei, evident, da, cum coboară șor din mașină. Nu coboară, el din mașină se urcă direct. Coboară șor când vine aici, ce face el? Nu, pur și simplu, ori semnele de circulație rutieră sunt incompatibile cu semnul, în semnul Partidului Șor și de asta să nu-i strici tabloul, să fie frumos numai pentru Partidul Șor aici. Domnul Chiutoacă, dumneavoastră ați fost primar în 3 mandate, spuneți, cum vedeți situația asta? Asta e o parodie. De fapt, asta este intersecție? Da, este intersecție și asta. Și de asta au pus acolo semn. Aici este semn de circulație, fix așa trebuie să fie la partea aceea. Deci pe acest tronson se poate staționa. Ei nu și-au pus niciun fel de semne de circulație ca să nu le strice tabloul în fața primăriei. Dar nu este adevărat, semnul nu este pentru în fața primăriei, este posibil parcare. Pentru că uitați, arată exact de unde până staționare. Și autocarul a staționat ca să ne lasă pe noi și acum să ne ia. Este un abuz cras de partea poliției. Eu am crezut că poliția din Urchei, după ce a plecat Șor de aici, are deja o altă conduită, dar din păcate spiritul lui încă este prezent aici. Ceea ce demonstrează că Plahotniuc în continuare lucrează prin Șor și prin toate ceea ce se întâmplă. Există ofițeri, există oameni cu demnitate și pe care noi îi respectăm foarte mult, dar în momentul în care sunt realizate comenzi politice de o speță atât de... Cum credeți, abuzează poliția? Sigur. Se vede ca ziua de azi. Senină și clară. Credeți că i-a pus socialiștii Șor și comuniștii au pus cred că da. Pentru protestul care l-au organizat? Cred că da. Aici avem un mesaj foarte interesant. Ai furat o republică ca să cumperi un raion. Cred că asta este cel mai bun slogan. Da. Răutați-o, domnul, că acolo a staționat, este un domn la... Acelea-ți dai lușor? Da, vă rog frumos să-l sancționați. Ați avertizat, să-i spuneți. Dar la noi nu erau aprinse. Dar tot voie să duc la conducător. Dar spuneți-i colegului să duc să-l amendez. Aici, contrasens stau parcat, uitați, au trecut mașini. Știți la cunoștință, stau cum e contrasens. Pentru că dumneavoastră sunt tu scoborâți. Ia uitați-o oamenii cum se parchează. Poliția, în primul rând, trebuie să ajute pentru că... Uitați-o mașini parcate pe ziapre. Ia uitați. Mașini parcate pe ziapre, nu vă aranjați. Cine va comanda? Da. Nu, pentru ei nu există lege. Păi aici se poate sau nu se poate? Nu, nu are dreptul și aici să se poate. Dar de ce? Hai, întoarce. La trecere, da. Așa. Hai să vedem. Asta a fost avocat, vină te rog frumos, tu știi de fiat. Dar noi acum, nu vezi, dar tu poți să-i spui ca la sigur acum. Domnul Anatol, da. Ok, dar eu pot să-l ajut pe colegul meu și scrie. De ce nu pot să-l ajut? Nu am înțeles. Scrieți obiecțiile, aveți obiecții la procesul. Nu sunt de acord cu procesul verbal pe care mi s-a întocmit. Doi marturi. La scrie nu este de acord. Pentru că am staționat conform regulamentului de circulație. Pentru că am staționat, n-am oprit, am staționat conform regulamentului de circulație. Și atât. Luminile de semnalizare erau. Cu luminile de semnalizare. Băieți, schimbă odată șobolanii ăștia, băi, socialiștii ăștia, băi. Asta schimbi odată, băieți. Vin, te rog aici. Așa. Care e identitatea voastră, băi, de ofițer, băi? Îmi cerem scuze. Cum credeți, este corect ce aici faci poliția? Nu e corect, nici...
să fac mândrele șefilor și a șoriștilor și a socialiștilor de aici de pe loc. Nu, folie, ce vine doi martori, cine doi orcheie? Nu, fără martori. Avem să vedem martori care ați găsat și să facem. Așa. Deci este un abuz în ziua mea mare. La 15 metri de intersecție nu poate fi parcată, domnul polițist. Puteți în mașină ajutătorul. Cum în localitate nu-ți poate contrasens parcat în localitate? Unde este spate asta, spate de parcat. Domnul polițist, te pare rău, dar îmi prezente pe tot nu-ți poate. Când noi vrem să vedem copia și parcatură, vrei să ne faceți dumneavoastră. Domnul, nu ți-e rușine. Eu vreau să vedem pe doi martori. Hai să găsim martorii. Martorii. Martor 1, martor 2, hai căutați. Hai opriți-l. Poliția încearcă să ne facă un proces verbal la DZ, care nu corespunde. Bravo! 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 Deci oamenii nu vor să fie complice la chestii ilegale. Hoții! 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 Rușine! 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 Sărmanul, rabde! Așa, să vedem cine... Așa. Așa. Au fost polițiști! Să sunteți? Da? Da? S-ar putea să mă greșesc. Vreți să semnați un proces verbal ilegal pe care îl face domnul polițist? Sunteți martori. Nu este în loc interzis. Haideți părere dumneavoastră ca să vedeți că nu este în loc interzis. Nu este adevărat. E până la curte și după... Lăsați-mi prezentul pe lui. Dă-mi atunci cetățeanul dacă vrea să semneze. Ce sunt? Nane. Dar scoteți un buletin. Arătați un buletin, arătați, nu tremurați, așezați-vă, nu tremurați. Nu tremurați, nu tremurați la mine. Care-i problema? Să fost martor? Arătați un buletin. Martor la contravenția care s-a produs. Nu, arătați-ne, vă rog frumos. Buletinul, domnul polițist, cum scris din cap? Dar dacă eu spun că o cheamă Angelina Jolie, tot așa scris, nu legitimați martorul. Domnul polițist, asta-i contravenie. Domnul polițist, noi predăm la copiii la școală, ei se rușinează când văd acum cei de la contra... Da, doamna, îți prezinti permisul ca să ne arăți că ești șofer, domnul! Cum să... Nu, stați un pic! Ia uitați-vă, fără buletin, fără... Asta este încălcare, domnul ei trebuie să le legitimeze. Arătați-ne buletinul și certificat! Buletinul de drept! Nu, și... Dar păi prezentați să vedem! Domnișoară, ai să mergi la judecată și ai să răspuns. Nu sunteți colegi, nu aveți colegi nicăieri? Colegi la școală am avut. A, la școală? Dumneavoastră sunteți jurist, cunoaște rog frumos. Nu e normal să stăriți atâta la un om. La un om? Cu proces v-ați fac. Da, dar este un proces criminal, pentru că... Să contestă, să contestă. Credeți că mafia face corect? Aici n-ați văzut, nu cunoașteți. Vă spun că astea sunt indicații a comuniștilor și a socialiștilor ca să fim intimidați pentru că noi protestăm. Protestăm. Nu vă interesează. Păi dumneavoastră știți că cumva tolerați în acțiuni... Faceți simplu, e ca să plecați. Faceți? Așa? Da. De ce interveniți? Dacă ei singuri și voi sunteți mult și vă noi vorbim. Nu e adevărat. Dumneiei s-a manifestat intenția de a fi martor. Da. Așa, și am întrebat-o dacă cunoaște la ce se implică. El este live. El este live. Păi bine, eu tot asta atac în judecată. Da, atacați-ne. Eu nu sunt persoană publică să mă filmați. Dar de ce v-ați băgat în cameră? De ce v-ați băgat în cameră? Nu e adevărat, nu e adevărat. Trăiți mult sănătate. Dacă nu doriți, atunci o zi bună. Hoții! 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 Hoții!
Hoții! Nu scrieți, este total ilegal, lăsați că nu, nu las mai scrie odată aici, este total ilegal, este total ilegal și abuziv. Făcut la comanda lui Ilan Șor. Dar cum să o găsiți pe domnișoară? Sunați domnul Bucătiele, fost polițist la poliția rutieră. Așa scrieți acolo. Dar ei cunosc, nu are nicio valoare. Vom contesta instanța judecată, vom contesta mai rețină, să mai furi o leacă de 20 de avocați o să ducem de Republica Moldova și a spunem abuz, a scăpați dumneavoastră. Abuza regimului, Plahotniuc, Dodon, Voronin și Șor. Este un abuz în Orhei. Poliția ne intimidează cu procese ilegale pentru staționare. Nu credeți că noi chiar suntem din mămălică aici, domnul polițist? Dacă dumneavoastră scoate persoane pe stradă, domnul polițist, eu vreau să spun asta. Dacă dumneavoastră credeți că în țara asta puteți luați o persoană de pe stradă, fără să-i luați buletinul, și asta este abuz. Eu am să mă uit cum vă cheamă pe dumneavoastră. Și noi am să mergem cu 20 de avocați peste dumneavoastră. Este o rușine ce și faceți, domnul polițist. Nu vă amintiți, cu 20 de avocați ca să arătăm că legea este corectă. Este o mizerie ce ați făcut dumneavoastră. Foaia asta nu are nicio valoare. Nu are absolut nicio valoare. Este o chestie rușinoasă. Spuneți-mi, la răspunsul la întrebare, cum ați stus luat o persoană de stradă? Da, are valoare doar să-i penalizăm pe ăștia. Dar la ceilalți, tot cu polițamentul. Atent, domnule. Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Hoții! Oamenii trebuie să vadă ceea ce se întâmplă la Orhei, aceste acțiuni criminale, funcționarii plătiți din banii noștri sunt trimiși să execute ordine criminale. Considerăm acest lucru o chestie inacceptabilă, care nu trebuie să fie tolerată nici măcar un minut. Distribuiți și vorbiți despre aceste ilegalități. Așa. Deci domnul care a intervenit în apărarea domnișoarei era domnul care a parcat ilegal alături de autocar și polițistul nu a dorit să-i pună amendă și noi i-am solicitat asta expres. Așa. Dar fie regulamentar, dumneavoastră urcați, restul colegilor, toată lumea ia materiale și venim la Consiliul Raional în aproximativ 30 de minute. Unii se duc în vale, alții se duc la piață, în stânga, în dreapta, dar ne întoarcem și ne întâlnim la Consiliul Raional în 30 de minute. La ora 1 toată lumea este urcată în autobuz, autobusul va fi în centru. Mergem la autocar și luăm materiale, vă rog frumos, mulțumesc! Ei nu ne pot intimida pe noi! Indiferent de intimidările care au avut loc, indiferent când ne-au reținut, noi o să ne continuăm caravana, o să mergem în tot orașul Orhei, o să mergem în sate împreună cu colegii noștri pentru că ne așteaptă echipele ca să primească materialele informative, să primească ziare, pliante, să meargă în localitățile lor, să lipească afișe, să vorbească cu oamenii. Acest lucru nu ne oprește, vom merge mai departe, indiferent de toate obstacolele care se întâmplă, că o să ne spargă geamuri, că o să ne trimată poliția, că o să ne mai, nu știu, o să ne mai găsească fel de fel de interpretări și o să ne pună piedici. Noi nu ne oprim aici, noi mergem înainte. Oameni buni, noi luptăm pentru oameni, noi nu ne temem de nimeni. Nici de Plahotniuc, nici de Șor, nici de Dodon, nici de Voron, nici de Usat. De nimeni nu ne temem, pentru că noi avem poporul în spate, noi luptăm pentru popor, pentru dreptate și pentru adevăr. Să trăiți, multă sănătate, ne vedem curând. Te rog să închizi.